Apropo de Volosevic, combinația de notorietate pe care o are și candidatura din partea PSD, nu credeți că este așa o combinație care vă este potrivnică din punct de vedere al succesului electoral? Mi este egal cum candidează Volosevic din partea PSD, din partea PNL, independent. E clar că pentru viitorul Ploieștiului, omul ăsta trebuie să plece acasă în Ploieștiului 2024. Perfect. Nu mai există variantă dacă vrem să vorbim despre viitor european al orașului Ploiești, decât să-l trimitem acasă pe Volosevic în 2024. Și din punctul ăsta de vedere, consider că alegerile locale din 2024 vor fi un referendum despre viitorul Ploieștiului. Și trebuie să fie o sancțiune clară pentru partidele care au guvernat și pentru actualul primar și partidele care au guvernat Ploieștiul timp de 34 de ani, pentru că Ploiești arată așa cum arată, și să fie o decizie privind viitorul, care să fie un moment de inflexiune în politica locală ploieșteană.